Salut! În minutele următoare vom vorbi despre telefonul HTC Radar. Este unul dintre cele mai noi telefoane ale taiwanezilor cu Windows Phone. Windows Phone în versiunea cea mai nouă 7.5 sau Mango. Telefonul este foarte bine fabricat cu materiale de calitate și este foarte bine în mână. În ceea ce privește dispunerea conectorilor, avem superior jack-ul de 3,5 mm și butonul pentru pornirea și oprirea lui HTC Radar. În partea stângă avem portul micro USB. La bază nu avem niciun conector. În partea dreaptă regăsim tastele pentru reglarea volumului, butonul dedicat pentru camera de 5 megapixeli, care este însoțită de un LED flash. Difuzorul telefonului este pe spate. Capacul bateriei, de fapt, este un capac foarte mic, acesta, și nu acoperă bateria, ci oferă acces la slotul pentru cartela SIM. Aici. Nu are port, nu are slot pentru cardurile microSD. Și trebuie să vă mulțumiți cu memoria telefonului. Hai să vedem cât de ușor se poate pune capacul bateriei. Nu atât de ușor pe cât mi-aș dori. Întotdeauna apreciez telefoanele cu mecanisme simple. Gata. Observați, materialele folosite pe spate, cât și în partea frontală, sunt similare cu telefonul HTC Chacha. Pare o continuare a acestuia. Haideți să pornim telefonul. Discutăm puțin despre partea hardware. Are un procesor de 1 GB, 512 MB de RAM, cum spuneam, 8 GB spațiu de stocare. Să zic dacă vreau să pornesc. Acceleratorul grafic este un Adreno 205 GPU. Camera cu un singur LED flash 5 megapixeli. Bateria telefonului, la care nu avem acces, este de 1520 mAh, 137 de grame și 10,9 mm grosime. Și trebuie să repetă acțiunea cu pornitul și opritul său. Observați, vedem cât de repede se oprește. Să-l pornesc din nou pentru că a fost o mică problemă, iar ecranul era negru. Și acum să-l pornim din nou. Cum afișează ecranul normal de start. Legat de display, avem un ecran de 3,8 inch cu rezoluție 480x800 de pixeli, 16 milioane de culori, un ecran cu tehnologie SLCD. La baza ecranului se află 3 butoane cu rol de, acesta este butonul de menu, vă arată de fapt vă arată și desktop-ul, butonul de search, search via Bing, motorul de căutare dezvoltat de către Microsoft și back în partea stângă. Windows Phone a crescut și a ajuns la versiunea 7.5. Meniul este foarte fluent. O să observați că și browserul Internet Explorer cu care vine pe device se mișcă excelent.
Hai să încărcăm site-ul nostru. Aceasta este tastatura QWERTY Touch. Accelerometrul este excelent calibrat. La tastatura aceasta QWERTY Touch aveam impresia că atât pe stânga cât și pe dreapta rămâne un spațiu neutilizat. Puteau să întindă mai mult tastele spre stânga sau spre dreapta. Să încărcăm site-ul nostru, cum spuneam. Se încarcă versiunea MOBI. Să încărcăm și versiunea merge destul de ok. Citesc opțiunile din browser. Sunt destul de multe. Cele mai downloadate aplicații sunt cea de Facebook. Atât interesant. Trebuie să faci swipe spre dreapta sau spre stânga. Bine, nu un swipe în genul celui de pe Nokia N9 sau de pe BlackBerry Playbook. Observați, sunt puse tot felul de informații. Oricum, se mișcă ok. Au evoluat mult față de versiunea trecută, când nici măcar nu permitea să mă loghez. Twitter la fel. Hai să vedem cum redă un clip de pe YouTube. Din păcate, aplicația de YouTube este de fapt un shortcut către versiunea mobilă a site-ului. Hai să vedem, înainte de a vorbi despre aplicația de YouTube, să vedem cum stă pe partea de Windows Phone 7 Marketplace. Sunt peste 40.000 de aplicații ce pot fi instalate. Observați, aveți o secțiune dedicată HTC Apps cu aplicații oferite de către compania taiwaneză. Sunt grupate pe categorii. Să vedem care sunt cele mai downloadate. Multe aplicații, de fapt, mare parte din aplicații sunt cu plată. Dar încet cu încet am observat că apar și aplicații gratuite interesante. Hai să instalăm YouTube. Să vedeți cum merge instalarea unei aplicații. Nu-mi place că te scoate din meniu. Aici se arată modul în care se instalează aplicația. Bine, poți să revii dacă apeși pe meniu. Dar poți să revii destul de repede acolo unde ai rămas. Dar aș fi preferat ca aplicația să facă în background și eu să pot să downloadez alte aplicații și ulterior să le verific pe toate. Ceva... Bine, ei au ales diferit față de ceea ce se întâmplă prin Android Market, spre exemplu. Și am ajuns la aplicația de YouTube. Hai să alegem un clip de aici. Am luat un clip fără să mă gândesc neapărat. Conexiunea via wireless merge fără probleme. Sunetul vine la boxa din spate. Când îl țineți în mod landscape, nu obturați această boxă, dacă era pusă pe lateral, spre exemplu. Sau să... Mă rog, aici m-am pusat eu. Volumul îl dăm la maxim. Se aude destul de tare.
recordings by Black Sabbath live in Paris 1970. They're just absolutely amazing. Like, Bill Ward on the drums. It's like the best rock and roll drumming ever. Normal, acum trebuie să mă trec în modul portrait. Partea de telefonie. Nu intru pe acolo să văd niște numere. Observați cum arată desktopul lui HTC Radar. Este un telefon care mai zile trecute era la ofertă. Magazinul care nouă ni l-a dat este evomag.ro și ei îl oferau la prețul de 999 de lei. Pentru 999 de lei primeai un telefon HTC, excelent fabricat, cu date hardware ce îl încadrează în secțiunea middle level și care cu siguranță poate să reprezinte o alternativă la telefoanele din același segment cu Android. Hai să vedem cum se descurcă la partea foto. Camera de 5 megapixeli se putea să fie ceva mai bună, filmează HD cu 30 la 30 frame-uri per secundă. Interesant e că acum toate telefoanele astea Windows Phone au o tastă foto dedicată, ci este și mai bine stilizată decât celelalte taste ale telefonului. Observați. Și facem o poză lui Nokia Lumia. În fine, nu e un poză tocmai interesantă. Mai sunt și alte imagini pe aici. Poate fi considerată suficientă camera, dar nu una excelentă. Se pot scoate, mai ales în exterior, poze foarte ok. Mai prostă la interior. Cam așa sunt majoritatea camerelor foto. Cam atât am avut eu să vă spun despre HTC Radar. Un telefon care își merită prețul. Și care este excelent finisat. Îl găsiți în oferta evomag.ro și le mulțumesc pe această cale pentru că ne-au oferit acest model de test. În recenzia următoare vă vorbesc despre Nokia Lumia 800 primit de la un alt magazin online și o să fac și un comparativ între cele două telefoane. Și cam atât. Ne vedem pe canalul de YouTube al gadget.ro. La revedere!